Pentru că județul Sibiu se confruntă cu o situație care ar putea să aducă grave prejudicii. Nu numai Sibiu și mediului înconjurător. Practic, vrem prin intermediul dumneavoastră solicităm Ministerului responsabil procesul de elaborare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și atenționăm rol activ în a sesiza toate neregulile pe care în planul temporal al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor. Și mai mult decât atât, dacă planul va fi adoptat de guvern în această modalitate, ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță, ministerul, ataca în instanță acest plan. După cum știți, în prezent, pe site-ul Ministerului Mediului, a fost dezbatere publică Planul Național de Gestionare al Deșeurilor, prin care se stabilesc reguli obligatorii de urmat de către comunitățile locale. Una dintre chestiunile care ne privesc în mod direct este că în acest plan este prevăzut ca, începând din anul 2024, Sibiul să transporte deșeurile reziduale la Alba Iulia, unde acestea să fie tratate într-o stație de tratare a deșeurilor, care la acest moment nu este funcțională, dar urmează să fie pusă în funcțiune. Aceste deșeuri urmând a fi transportate, așa cum v-am spus, la Alba Iulia și valorificate nu știm cum, pentru că acest Plan Național de Gestionare a Deșeurilor nu prevede și care sunt condițiile în care se poate face acest transport, nu prevede cum se valorifică ceea ce rezultă din această tratare și multe alte chestiuni care pot induce confuzii și, cum v-am spus, prejudicii pentru Sibieni. România este în risk infringement-ul pe mediu. Până în anul 2020 suntem nevoiți să reducem cantitățile de deșeuri depozitate la rampă cu 50%, dacă nu penalitățile pe care România vor fi de 200.000 de euro pe zi. Am avut în vedere și acest lucru și am solicitat decidenților de la nivel național, imediat ce a apărut Planul Național de Gestionare a Deșeurilor în forma supusă dezbateri, să vedere solicitarea noastră de a ne trata aceste deșeuri la nivel local. Am fost activi și am participat la dezbaterile pe Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, însă toate argumentele noastre au fost ignorate, și la felul cum s-a purtat ultima discuție pe acest plan, într-o astfel de dezbatere, avem toate motivele să credem că argumentele noastre nu sunt luate în considerare și că planul riscă să fie adoptat în această formă cu Sibiul arondat stației de tratare a deșeurilor de la Alba. Vreau să vă zic că suntem singurul județ din cele 32 în care se derulează astfel de proiecte care efectiv funcționează. Dacă nu ni se permite să ne gestionăm în continuare situația deșeurilor la nivel local,
așa cum cunoaștem noi necesitățile de aici, din teren, și nu cum cred cei de la minister că le-ar cunoaște de la București, care, din păcate, ne prejudicează pe noi la nivel local. Nu se poate îndrepta o greșeală printr-o altă greșeală. Trebuie, dacă ai greșit, să-ți recunoști greșeala și să încerci să asculți vocea celui care este în teritoriu, care știe foarte bine ce se întâmplă acolo, să o asculți, să o iei în considerare și să încerci să remediezi ce mai poți să remediezi. Aceasta ca și direcții generale, pe parte tehnică și pe amănunt, o să vă rog să ne adresați întrebări. Sunt prezente colegele mele de la ADECO, care chestiunile tehnice știu să vi le, vor putea să vi le expună mult mai aplicat. Da? Ce știe să facă stația aia? Adică da, stații de tratare ca să ce? O să vă explic acum. Deci noi acum tratăm aceste deșeuri reziduale. O să vă explic. Asta pot să răspund eu. Ca să înțelegem. Deci, la acest moment, care este fluxul deșeurilor? După ce sunt colectate de la cetățeni pe fracții, da? Parte din ele sunt depuse la stația de tratare și stațiile de tratare și compost, respectiv reciclabilul și biodegradabilul, da? Restul, rezidualul care nu, și acestea vor fi valorificate. Cele depuse la stațiile de tratare și compost sunt valorificate, iar banii care rezultă din valorificare se întorc la unitățile administrativ teritoriale care au generat acele deșeuri și în timp, acesta este planul și viziunea, să ducă la reducerea facturii cetățenilor de pe OAT-urile, de pe raza OAT-urilor care au știut să colecteze reciclabil și biodegradabil. Restul deșeurilor care nu pot fi valorificate se depun la groapa de gunoi, noi, în cazul nostru, la stația groapa de gunoi de la Cristian. Ce presupune această stație de tratare mecanico-biologică a deșeurilor? Presupune că acea cantitate pe care noi acum o depunem la groapa de gunoi să fie tratată și din ea se mai scoate și biodegradabil și reciclabil, iar ce nu se prelucrează, poate să rezulte, spre exemplu, un combustibil pentru fabricile de ciment, care se numește FLAF și care la rândul lui poate fi valorificat. Iar cantitatea care se depune efectiv la groapă poate să ajungă până la 5% din ce depunem noi acum. Studiind, mă rog, cărțile tehnice și studiind alte stații care sunt în funcțiune. Deci aceasta este miza pe care noi o avem cu acest TMB. În aceste condiții aș mai avea o întrebare. Noi în proiectul de până acum, de ce nu am prevăzut o astfel de stație? A fost analizată alternativa construirii și a unei astfel de stații prin proiectul SMID, dar consultantul la acel moment a apreciat că o astfel de soluție este mult prea costisitoare și nu a fost aleasă această variantă. Dar deci, este la fel dacă nu mai costisitoare acum? Este mai costisitoare. Mai ales în contextul în care trebuie să mergem. Nu, mergem cu deșeurile. Nu. Legat această stație de tratare este și la obligatorie. Este hotărârea de guvern 834 care deșeurile reziduale depozitate anterior unei tratări. Este și Hotărârea vor fi țintele de deviere care sunt prevăzute prin ordonanța 48, țintele de deviere de la depozitare. Acum în momentul acesta nu plătim nimic. Numai puțin. Deci nu, că altfel în sensul întrebării. Deci noi nu plătim o amendă când avem stație de tratare. Eu vreau să vă spun lucru. Prin această stație de tratare, noi am reduce cantitatea depozitată acolo și am reduce factura cetățenilor și costurile și am proteja mediul. Vreau să întreb.
Pot să termin? Nu plătim o amendă, dar având în vedere țintele de deviere, unitățile administrative teritoriale pentru neîndeplinirea țintelor de deviere la groază penalizatoare redusă de la 100 la 50 de lei pe tona de deșeu depozitat pe țintă neatinsă. Deci este foarte important pentru toată lumea. Mai mult decât atât, este obligativitate prevăzută de directiva europeană tratarea deșeurilor. Probabil ați auzit cu toții de cazul celebru Malagrota, în care cea mai mare groapă de gunoi din Europa a fost închisă, tocmai pe unul din considerente fiind acesta, faptul că deșeurile erau depuse pe groapă fără să fie tratate. Deci suntem obligați să facem lucrul acesta. Suntem obligați ca în 2018 să avem o țintă de deviere de la depozitare de 35%, în 2019 de 45%, 50%. Trebuie să ne îndeplinim aceste ținte. Noi putem ținta de anul viitor, din 2018, să o atingem? Este ținta de 25%, în acest moment nu se atinge. Bun. Este procentul de colectare selectivă, fiindcă are legătură cu ce ajunge la groape, în acest moment, după un an de zile, un an și jumătate de la... Sunt 8 luni de operare, nu un an și jumătate. Procentul de colectare selectivă este undeva la 13%, biodegradabil plus reciclabil. Mult sub contractul inițial, procent fiind stabilit, raportat la întreaga cantitate estimată. După cum știm, estimările, și ne arată mai nou și în proiectul PNGD-ului, au fost făcute pe un indice de generare de 0,98%, ca acum PNGD-ului să vină să spună pentru anul 2014 un indice de generare de 0,66%. La 13% ăsta, cât ar trebui să fie? La momentul... 48% în... O să vă rog să adresăm întrebările pe rând, da? Haideți să... Nu, o secundă, ca să clarificăm. Noi colectăm 13% în moment, adică reciclabil. Reciclăm. Corect. 13% și ar trebui să reciclăm 48%? Ar trebui să deviem de la depozitare, deci asta însemnând colectare selectivă efectivă la nivelul anului 2017, 25%. Okay, deci la 2017, la 2017, la anul ăsta, vorbim. Ce trebuie să nu ducem din cantitatea totală la groapă? Da, știu asta. Ok. Da? Da. Nu ar fi ca o soluție că... Nu, unde prevedeți construcția acestui depozit sau stație de tratare mecanică, așa, în județul Sibiu și cu ce bani? Sunt mai multe modalități prin care această stație de tratare poate să fie finanțată pentru județul Sibiu. Recent am luat și analizăm posibilitatea unui parteneriat public-privat, spre exemplu. O astfel de situație este funcțională și de succes la Oradea. Există posibilitatea unei achiziții a unor astfel de servicii combinate cu construcția unei stații, o achiziție, o licitație publică. Deci sunt mai multe variante pe care le avem în calcul, însă până să ajungem să procedăm efectiv la a pune în aplicare o astfel de chestiune, ar trebui să fim incluși în acest plan național, pentru că nu putem să intrăm în discuții cu niciun operator la acest moment, știindu-se că nu suntem prevăzuți la Sibiu cu stație de tratare. Dacă nu ești prins în plan, nici o stație de tratare nu ar putea să fie avizată. O astfel de vin, o astfel de construcție durează mult, oricum într-un an, doi... Nu, o astfel de construcție durează foarte puțin. O astfel de construcție poate fi făcută... Licitațiile de dinainte, mă refer la toată procedura. Toată procedura... Depinde cum decurg licitațiile, ați văzut și la Sibiu au mers destul de bine licitațiile cei din țară, dar construcția efectivă durează undeva, este vorba, imaginați-vă, această instalație de tratare a deșeurilor este de fapt un utilaj, nu este o construcție propriu-zisă.
Este un utilaj, poate fi făcută undeva în 2-3 luni de zile. Deci punerea în funcțiune și achiziția unei astfel de stații nu este ceva care să dureze foarte mult. Cam cât costă? Ca în jur de 2 milioane de euro, dimensionate la capacitățile județului Sibiu. Aceasta era valoarea la care era estimată inițial când a început planul de selectare a deșeurilor pe Sibiu când a fost expulsă stația din proiectare? Nu, este valoarea care acum este valoarea actuală. Și ar fi fonduri publice, adică în niciun caz fonduri europene din moment ce n-am accesat. Evident. Nu s-a spus că a fost o... hai să nu-i spunem greșeală, dar o omisiune a planului inițial, sau mă rog, o greșeală a consultanților, știindu-se, presupun, încă de când s-a făcut contractul, sau mă rog, proiectul trecut, că noi vom ajunge aici și că ne va trebui stații de tratare și că Uniunea Europeană cere să reducem și că nu ne lasă să depunem deșeurile netratate. În studiul de fezabilitate, la un moment dat, lăsându-se la o parte, cum v-am spus, această alternativă care a fost analizată de la acel moment, se prevede faptul că, la un moment dat, în funcție de necesități, se va putea include, deci exact așa e prevăzut, în funcție de necesități, se va putea include la nivel județean o instalație de tratare a deșeurilor. Atât. Pe de a vă construi o astfel de stație, având în vedere că planul național care e în dezbatere nu este încă aplicabil. Ce se întâmplă? Nu puteți face demersurile astea acum? Adică în planul nostru. În planul nostru nu se poate. Există prevedere legală care îți spune lucrurile merg în felul următor. Se aprobă Planul Național de Gestionare al Deșeurilor, ulterior acestuia se aprobă Planul Județean de Gestionare al Deșeurilor, care nu poate deroga de la planul național. Deci este obligatoriu. La acest moment, pe planul național, nu este prevăzută această instalație. Noi sperăm să fie prinsă în planul național care e acum în dezbatere ca să poată fi făcută și să poată fi autorizată pentru funcționare. Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră se aplică în momentul în care acest plan național este deja aprobat. El nu e aprobat. Dacă noi am avea stația înainte de a fi el aprobat, dar ar trebui să fie prevăzută, dar asta cred că a fost întrebarea. Dar Agenția de Mediu nu va autoriza o astfel de instalație atâta timp cât la momentul planului județean în vigoare, cel care îl avem acum, nu este prevăzută. Și nici la planul național. Nu. Nu este exclusă. Nu este exclusă. Nu discutăm despre asta. Nu e adevărat. Planul județean, cred că prin în următoarea ședință a Consiliului Județean se poate concordanță cu planul național. Deci, planul național există. Deci planul național, planul județean de gestionare a deșeurilor nu poate fi adoptat prin hotărâre de Consiliul Județean, că de asta stăm, până de gestionarea deșeului, pentru că noi trebuie să ne integrăm în acel plan național. 2. Orice investiție într-o stație de aceasta, da, care presupune, cum au spus colegele mele, vreo 2 milioane de euro, cel puțin, da, nu și-o asumă nimeni să o facă în condițiile în care știe că e cu securia deasupra capului să nu fie avizată ulterior investiția la mediu. 3. Am fost la discuții pe această stație cu POIMU, care supraveghează îndeplinirea condițiilor de către noi pe aplicația SMID și care ne-au spus foarte clar, domnii reprezentanți ai Ministerului Mediului, că a fondurilor europene, că atâta timp cât această stație nu este prevăzută în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, niciodată nu vom putea obține avizarea ei. Acolo suntem. În situația similară Sibiului să fie nevoit, după planul care e acum în dezbatere, să facă 15 județe. Se comasează, practic, 2 la 1 la... 15 județe sunt relocate. Ați discutat cu colegii omologii noastre? Absolut. Și nu faceți, ca să zic, un tărăboi? O să vedeți că o să fie tărăboi. Deci toată lumea este nemulțumită. Dacă o să urmăriți presa națională și locală a județelor despre care facem
vorbire și se vede din planul național, dacă vă uitați. Vi le spun, da, vi le spune și colega mea. Toată lumea este nemulțumită aceste nereguli. Însă... Ați menționat că e o primă versiune și că e desfapt republică. Deci nu discutăm de un document oficial asumat. Aprobat. Care este termenul? Ca să știm că ne-am înfierbântat degeaba. Nu ne-am înfierbântat absolut. Am dat vizat, emis, asumat. La momentul la care este avizat este prea târziu. Dar care e termenul? Noiembrie, sfârșitul anului 2017. Deci, va urma. Sfârșitul anului 2017. Aprobare. De. Până atunci va urma etapa de evaluare de mediu, strategică de mediu, care va veni foarte repede după ce se va depune acest draft al Agenția Națională de Protecție a Mediului. Urmează etapa de evaluare strategică de mediu, după care la momentul la care această etapă se închide va fi aprobat prin hotărâre de guvern. Numai un pic ca să închidem cercul întrebării pe care ne-ați adresat-o. Nu este un tărăboi nejustificat și făcut fără rost. Noi vrem doar să-i atenționăm pe cei de la minister că și public, că nu suntem de acord cu această variantă, pentru că noi am făcut nepublic până acum, noi de la începutul anului avem discuții cu ei, avem două adrese pe care le-am comunicat, vă dau numărul de adrese, nu avem răspuns scris, iar răspunsul în întâlnirile cu aceștia și în dezbateri au fost că să ne uităm, că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că planul va fi adoptat în forma actuală. Acestea calculele făcute de dumnealor, asta este cel mai bine pentru România. Există și varianta în care să puteți să contestați în instanță. Da, și o vom uza de această variantă. Aș vrea să mă întreb, calculele pe care le-ați făcut, că ați făcut o simulare la 1.700.000 de euro pe an. Pe omul simplu interesează în primul factură, cu tot respectul. O dublare, a facturii pentru fiecare. Ca să fac niște estimări. Am făcut cetățean ceva însemna asta. Va însemna pentru cetățean nu chiar o dublare a facturii, dar undeva pe la jumătate în plus față de cât e acum se va ajunge. Și vreau să vă spun că, neapărat lucrul ăsta, dacă rămânem pe versiunea prezentată în Planul Național de Gestionare al Deșeurilor, vom ajunge undeva la un cost de gestionare, cost total de gestionare al 20 de euro pe tonă. Față de maxim, acum avem 282 de lei pe tonă. Maximul, deci 540 de lei pe tonă se va ajunge față de 282 de lei pe tonă cât avem acum. 540 de lei care depășesc aplicația de finanțare a proiectului, este mult peste, nu avem voie să facem așa ceva. Maximul prevăzut acolo era de 310 lei pe tonă. Ministerul vine acum cu acest plan de gestionare și ne duce la 540 de lei pe tonă în 2024. Okay. Aș vrea să mă întreb o problemă care are ieșit din expunerea dumneavoastră. Noi acum reciclăm mult mai puțin decât atunci care e da. Și ce soluții sunt? Deci, deja avem o problemă. Deja avem. Sunt mai mulți factori implicați în aceasta. Reciclarea începe din casă. În primul rând, cetățenii ar trebui să selecteze deșeul pornind din gospodăria proprie. După care există transportatorul, da, care trebuie să adune aceste deșeuri colectate selectiv de către cetățean și să le transporte spre stație sau spre groapa de gunoi, funcție de compoziția lor. Am făcut pași în direcția. Nimic selectiv, normal. Am zis spre stația de da, stația, mă rog, sortare. De sortare și groapa de gunoi, da? Ideea este următoare. La primăria, pentru
a se monitoriza și a se urmări această colectare, sortare de către cetățeni a deșeurilor, Primăria Sibiu a făcut un serviciu care să monitorizeze platformele și să sancționeze eventualele încălcări de către cetățenii acestor atitudini de necolectare selectivă, de ne nu, colectarea de neselectare. Așa. La nivelul ADECO s-a mărit organigrama și urmează să se desfășoare ADECO. Sperăm ca în timp cetățenii și operatorii să înțeleagă că colectarea selectivă și este, ceea ce trebuie să se întâmple ca țintele noastre să fie atinse. Toată lumea de vină. Toată lumea... Cu una dispoziție, cum este Sibiu, practic depozitare, nu sunt nici noi am procedat la o inventariere pornind de săptămâna trecută a platformelor construite de către Primăria Sibiu, că este responsabilitatea primăriei. Nu am, e în curs de finalizare această evaluare pe care o facem, inclusiv care a modului de dotare de către operatorul economic, respectiv SOMA, că ei dotează cu recipiente. Sunt foarte multe platforme, au fost inventariate până acum 187 de platforme la nivelul municipiului Sibiu, exclusiv municipiul Sibiu. Am înțeles că nu sunt terminate toate platformele, urmează să fie definitivate și, evident, dotate. Există posibilitatea ca această estimare care a fost făcută inițial de specialiști să fie greșită? Estimarea de cantități? Da. Sau? Da. Da. Estimarea cantităților în mod... Estimarea cantităților... Da. Estimarea... Vorbim de un indice care a fost estimat la 0,98 și luat în calcul la 0,98, fie undeva, și vă spun pe date reale acum, din cantitățile colectate în cele 8 luni de zile, undeva la 6. Și acolo, de acolo rezultă și diferențele mari de cantități care ar fi trebuit operate și... Ați spus că stația de la Alba nu este dimensionată pentru a da. De la Sibiu. Când ați acceptat și ați făcut lobby pentru ca dunările vecinilor de la Alba să vină la Sibiu, v-ați gândit dacă ați luat în calcul, dacă și stația noastră de la Cristian poate primi aceste cantități? N-am făcut lobby ca să poată fi primite și îmi pare rău că o parte din presă a preluat greșit informația sau a transmis-o eronat. Am făcut demersuri ca în situația în care pentru a fi depozitate aici, pentru că aveam unele informații în sensul acesta, să ne asigurăm că se duc înapoi pe cheltuiala lor. Deci aceasta a fost. Cine spune că peste 30 de ani? Nu peste 30 de ani. Aia e informația dumneavoastră iarăși greșită. Deci nu. La momentul la care ei își deschideau groapa de gunoi, puteam să ducem pe la lor. 24, dacă rămâne planul așa, vreau să văd cum negociem județean Alba, condițiile în care ducem și tarifele pe care ni le percep pentru pentru tratarea deșeurilor care vor fi duse de la Sibiu la Alba, dacă rămâne așa. Dacă se păstrează așa situația, da. Este pe cuvânt pentru județ. Sibiu, unde, în eventualitatea în care se spune că
Dacă rămân lucrurile așa, noi asta încercăm cu disperare să-i atenționăm pe oamenii ăștia de la București. Lângă stația de Deci Cristian? Da, tot acolo. Okay. Bun, în cazul în care să presupunem că aveți un înger păzitor la minister și zic face stația, de unde l-am luat? Tocmai v-am explicat că sunt mai multe soluții care pot fi puse în practică, dar până când nu știi pe justiție. Câte județe înțeleg că au la ora actuală aceste stații de tratare? Funcționale sunt două în țară, la Timiș și la Ilfov și de județele relocate și de situația județelor relocate, cele care sunt prevăzute extra de Timiș și funcționale sunt așa. MB-ul care e prevăzut pentru Bacău va prelua județul. MB-ul va prelua Călăraș și Ialta. Capacitatea nu face față, diferența se vor duce Iarăși-Severin, TMB-ul de la Cluj va prelua Bistrița, cel de la Maramureș preia Satu Mare, Alba preia Sibiul, iar prelua Covasna. Asta este situația prevăzută prin Planul Național. Sunt MB-uri care fie sunt în curs de construire, fie parte sunt definitivate, dar nu sunt funcționale, niciuna dintre ele, sunt construite pe post-mediu. Deci în cadrul SMID-urilor? În cadrul SMID-urilor, deci problemele sunt mari la nivel național. Cu reguli, nu. S-a venit cu această soluție, motivat de faptul că aceste TMB-uri vor trebui la un moment dat să ajungă să funcționeze la capacitatea pentru care au fost dimensionate. Adică înțelegem românește faptul că aceste TMB-uri au fost supradimensionate și pentru a nu se ajunge la o sancțiune, unele dintre ele au fost supradimensionate și pentru a nu se ajunge la o sancțiune din partea Comisiei Europene, s-a decis să ducem din alte județe, nu contează ce riscăm noi cei obligați, pentru a se atinge capacitățile. Vreau să vă mai spun încă un lucru, așa cum a spus și doamna președinte, avem confirmarea Consiliului Județean Alba pentru faptul că nu poate trata stația de la Alba și de necesară. E culmea, la un moment dat în Planul Național de Gestionare, inclusiv acest lucru se rezultă dintr-un grafic prezentat acolo, care avea zonare de aproximativ 50.000 de tone, ca după aceea, la 10 pagini distanță, să fie relocat Sibiul la TMB-ul de la Alba. Practic este o cârpeală făcută pe parcurs și practic se urmărește ca să nu plătească cei care au fost vinovați de dimensionare așa stațiilor și a instalațiilor făcute pe fonduri europene, ci să plătească, în cazul nostru, sibienii. Se transferă responsabilitatea de la nivel național la nivel local, ceea ce este profund incorrect. Aș vrea să vă întreb, ca și politician, veți discuta cu parlamentari, să facă interpelări la Ministerul. Am pregătit și o scrisoare scrisă, pentru că până să le fac scrisoare scrisă, am discutat din toate partidele politice și le-am cerut sprijinul. Pentru că nu am început această discuție cu dumneavoastră până să nu epuizăm absolut toate căile omenești și legale de care am putut dispune. De la începutul anului, noi suntem într-un continuu
du-te, vino la București, într-o continuă discuție cu decidenții și cu cei care ar putea să influențeze în vreun fel acest act de decizie. Este un, practic, este un gest disperat pe care îl facem și prin intermediul dumneavoastră, solicitarea către să deschid odată ochii și să vadă cât de rău face prin acest plan. Ați discutat și cu parlamentarii puterii? Au făcut deja interpelare sau vă promis că o să facă? Am discutat cu puterii care au încercat să facă, dar n-au reușit. Dar cum vă explicați faptul că niciun parlamentar de Sibiu nu a adus în dezbatere această temă? Până la acest moment, da. Nu a fost nici marcat, nici implicat, nici... Pentru că am considerat, tocmai pentru a nu se interpreta că facem tărăboi sau alte chestiuni de genul ăsta, le-am cerut în mod expres colegilor mei să nu iasă cu această discuție până când nu încercăm căile, utilizăm noi căile de instituționale și căile de discuție așa omenești și de bună credință, ca de la om la om. Și le-am cerut eu, vă rog, nu ieșiți, să nu se interpreteze că vrem noi să facem din asta un act de, mă rog, să se interpreteze că electoral atacăm puterea ca să creștem noi opoziția, exclus. Am zis prima dată, vreau să epuizez toate căile, am apelat inclusiv la parlamentarii puterii, i-am rugat să se uite înspre Sibiu cu atenție, au încercat și au făcut lucruri, pot să vă spun, însă avem niciun rezultat. La nivel de Asociația Președinților de Consiliu, este următor, da, este următor, s-a discutat, pentru că vreau să vă spun un singur lucru, sunt județe care până când n-au fost atenționate. Da. Deci nu toată lumea e foarte la nivel național. Câte unii vor fi luați prin surprindere. La următoarea întâlnire, la următoarea întâlnire pun pe ordinea de zi din partea Sibiului, acesta va fi. Aș vrea să vă dați în mod de implicațiile financiare de care ne vorbiți. Aceasta considerați că e principala mare problemă a mandatului până acum? Cărui mandat? Deci, la legate de... legate de mandat, conferință de presă la sediul PNL, care veți fi informați cu privire la realizări, bilanțul mandatului președintelui Consiliului Județean. Sibiu este singurul județ în care funcționează sistemul. Efectiv. Da, în toate celelalte județe au fost probleme. În alte județe se colectează selectiv, sunt stații de au fost peste tot au fost probleme, în sensul că au operatorii au renunțat la contracte, a reușit. SMID-ul nu este funcțional. De SMID-ul nu înseamnă că avem un operator pe o localitate care funcționează. SMID-ul integrat înseamnă că la nivelul întregului județ, tot ceea ce a fost prin proiect funcționează sau este dat în operare. Și nu avem. Avem Sălajul unde avem parte care e funcțională, am avut Bistrița care a fost înaintea noastră delegată, în rest nu este un alt județ. Este Argeșul. Nu, nu este corectă informația. Argeșul care funcționează, dar funcționează pornind de pe proiectele ISPA. Dar ca și rată de colectare, poate au chiar mai mare decât noi. Asta vreau să zic. Dacă am o puțin de jumătate rată de colectare selectivă, că ne-am făcut. Am început funcționarea de 8 luni. Asta... Nu ne-a propus 100% țintele, sperăm să ajungem chiar cât de cât țintele pe care ni le-am propus. Nu știu celelalte județe. Nu avem o estimare la nivel național, 15% rată de colectare cu o rată de valorificare de 5%.
100% tot la 5 la. Vedere că s-au dat foarte multe date privind indivizibile tehnic, că aveți oamenii. La Sibiu, după... și operarea. Din contractele de delegare, evident, sunt stabilite ținte. Evident, sunt stabilite ținte care au fost asumate și care reprezintă indicatori de performanță, de esența unui contract. Mai simplu. Deci, ținând cont că sunt prost, da, față de ce a zis consultantul sau cine a stabilit procentul, până la sfârșitul anului, cred. Ne putem apropia să realizăm? Eu sper că da. Nu, ce sperați din datele pe care le aveți? Că văd că au niște datele pe care vi le-am dat sunt cele pe care vi le-am prezentat înainte. Credeți că se poate recupera diferența? Nu știu. Bun, în cazul în care nu, ce înseamnă anul viitor pentru factură la omul simplu? Nu va crește factură. Nu va crește factură. O singură întrebare pe tema de deșeuri, nu legat de acesta, este legat de taxa de mediu care a fost scoasă de la 1 iulie. Ce se întâmplă? Dumneavoastră veți face o informare către primării. Această informare este cu titlu informativ sau primăriile sunt obligate să revină la taxa inițială? Adică ce trebuie să știe omul? Primarul decide dacă ia în calcul recomandarea sau? Nu este vorba despre o recomandare, este vorba faptul că am adus la cunoștința primarilor faptul că există un cadru legislativ nou, iar obligația de modificare și de aprobare a taxelor este exclusivă autorității publice locale. Dar nu poate fi luată o altă decizie decât cea de modificare. Iar taxa se fundamentează pe baza costurilor efective. Iulia taxe trebuie să diminuarea acestea. Dacă fac, ce șanse au oamenii să beneficieze de... Dacă se întâmplă ca primărie să nu... ...sărări de Consiliu pe contențios administrativ. Când primării din județul nostru au majorat taxa? Nu aveau când să revină ca abia de câteva zile. La nivel de zona 1 Sibiu sunt cred că 15 primării. Nu le știu pe de rost la aproximativ, dar vă pot spune. Important este că municipiul Sibiu n-a majorat taxa, deci da, dar sunt multe altele care acum de chiar la țară, unde este, da, se resimte cel mai, da, rău, acolo este costul, okay, mare. Dacă ne puteți, da, transmite pe vă transmit, județul, exact, pe tot județul, pe situația... Taxa, ca să știm cam câtă lumea ne refer să revină. Poate avea un rol de monitorare a acestei situații. Da, cum să nu, având în vedere că exercită controlul de legalitate cu privire la hotărârile de Consiliu, poate să aibă o astfel de, un astfel de rol. Da, ok, cu tu te vin. În general, primările, după ce fac demersul necesar și intră în Consiliul Local cu o hotărâre de Consiliu, vă informează asupra deciziei luate? Da, noi le cerem să ne informeze. La finalul lunii iulie, care au avut timp până la finalul iulie. Acum, ședințele de Consiliu Local, după cum știți și dumneavoastră, sunt în general în ultima săptămână din lună. Deci au timp. Și pot să... Deja, informarea a fost făcută. Faptul că această toată probabil început cu 1 iulie, cum s-a dat, s-a aici prevăzut. Aici trebuie taxa, spre exemplu, o jumătate de an și vine acum. Deci taxa rămâne valabilă pentru mediul inclus pentru lunile ianuarie-iunie, iar taxa fără această, acest supliment al fondului de mediu, în vigoare începând cu 1 iulie. Ce gradul de valorificare este colectează selectiv. Din ce se colectează selectiv, gradul de impurificare al deșeului colectat selectiv fiind destul de mare. Problema este mai întâi. Problema este în zona biodegradabilului.
Și am identificat că în zona de blocuri, în zona municipiului Sibiu, cetățenii nu colectează biodegradabilul așa cum ar trebui. Și vreau să înțelegeți foarte bine că dacă o singură găleată, o singură pungă de biodegradabil din locuința om ajunge în recipientul pentru biodegradabil, compromite întreg, contaminează întreaga cantitate din depozit. Pentru asta, tocmai pentru asta, din rezidual în biodegradabil. Deci dacă o pungă de rezidual ajunge... La sau la plastic? Nu. Deci dacă o pungă, de rezidual ajunge de gunoi, care ar ajunge în containerul de biodegradabil, compromite biodegradabilul. Și atunci toți ceilalți care au colectat corect, tocmai de aceea avem pregătit o campanie de informare a locuitor și conștientizare a locuitorilor din zona de blocuri și avem, lucrăm la un grafic de în august, la un grafic cu întâlniri făcute cu oamenii din aceste zone pentru a le arăta care sunt consecințele necolectării. Puteți să confirmați dacă PVC-ul nu se valorifică, dacă cofrajele de ouă nu se valorifică la hârtie, polistirenul, ce se întâmplă cu el? Polistirenul este deșeu care ar trebui să regim și nici de cum să ajungă în containerele de plastic. Este deșeu de construcții provenind din reabilitare care ar trebui colectat separat pe bază de comandă de către operatorul Soma și nici de cum pus. Ce? Așa. Deșeurile din cofrajele de ouă, cum ați spus dumneavoastră, este un deșeu reciclabil greu vandabil. Deci e foarte greu și nu reciclator pe piață la acest moment care să-l preia. Nu, se fac eforturi pentru a se găsi reciclator. El se colectează. Nu se găsește, ajunge la groapa de la Cristian. Nu, n-a ajuns, se depozitează, nu a ajuns la groapa de la Cristian, doar dacă este amestecat în rezidual, bineînțeles. Și atunci, dar dacă este la hârtie, este selectat ca atare, ca și deșeu de hârtie și carton, separat față de fluxurile care au cerere. Hârtia albă sau hârtia de ziar sau așa, și se caută soluții pentru valorificarea și acestui deșeu, inclusiv PVC-ul în principal, la care provine din construcții și mai puțin din uzul. Aruncă, la un moment dat, în ideea că este un plastic și așa, fiindcă avem, deci, care au un televizor și au o grămadă de polistiren în acea cutie. Ce le propuneți să arunce? În general se aruncă și se depozitează lângă container. Cu primăria Sibiu am avut o discuție. Pentru Sibiu, asta ca și în vederea separat aceste deșeuri sunt și mari, volumetric sunt mari ambalajele de la un frigider, de la un televizor, sunt de volumetrie destul de mari. Și atunci ar fi mult mai ușor de gestionat, neintrând în fluxul deșeurilor care ajung la stație. Aceste campanii sunt foarte rare, nu știne omul, polistirenul. Sunt minim trimestriale, deci, sunt minim la 3 luni. Deci vreau să vă spun că la 10 intrăm într-o întâlnire, așa că va trebui să închidem aici conferința. O să aflați pe parcursul zilei de astăzi.